Informațiile reale, și acum nu vă deschid un alt lucru pe care deschid o altă idee pe care nu vreau să mă forțați să o dezvolt, dar fiți convinși că fiecare dintre noi, și cu atât mai mult eu ca profesor, care am o grămadă de elevi, părinți, medici, asistenți și așa mai departe, nu știu exact care este situația de la Spitalul Județean, pe toate palierele. Atât pe palier, să zicem, al activității. Păi, tocmai asta este ideea, pentru că toate aceste paliere trebuie legate într-un tot unitar ca să poți să exprimi o părere extrem de tranșantă. De-aia v-am spus, pentru că eu am informații și de bine și de rău. Ca să fiu, poate, până într-un deci, anumit, până la urmă, știi ceva. Nu știu, știu foarte, nu că nu vreau să vă spun. Toate aceste afirmații pe care le voi face, vis-a-vis de spital, le voi face... La momentul oportun. Nu, le voi face pe zona, de exemplu, de curățenie. Dar nu e de râs, pentru că este extrem de important. De acolo pot pleca o grămadă de probleme. Știu, ea cu microbii, dar... Personalul nu își desfășoară activitatea cum trebuie. Detergenții sunt furați. Masa nu se servește nu știu cum. Și așa mai departe. Adică dacă vrem într-adevăr să facem o analiză, să spunem lucrurilor pe nume, așa spunem. Așa le spunem. Vă așteptăm să te spuneți. Anumiți medici lucrează și la privat și la stat și în timpul orelor de activitate pe care trebuie să le desfășoare la spital sau la cabinetul particular. Și dacă vreți, spunem multe alte lucruri. De exemplu... Vrem! Dar, repet, toate aceste lucruri trebuie spuse după ce vom monitoriza și analiza de la PMP în spital ca să... Sunt foarte mulți prieteni de-ai mei și de-ai noștri, nu neapărat PMP-iști, care ne-au spus, ne spun, dar repet, lucrurile se află și se știu din interior. Nu din mie, pe mine asta chiar m-a deranjat. Faptul că am auzit, mi-a spus mie cu tărică care este în spital. Dar de ce v-a deranjat? Păi nu m-a deranjat din următorul motiv. Nu. Am auzit eu. Am fost la spital la mama mea, care era bolnavă, și mama mea nu a primit 1, 2, 3, 4 lucruri. Dar poate am vecinul care mi-a zis că nu știu ce, deci, neapărat repet, cu mama. Eu cu asta, cum mi-a zis, mi-a spus, am auzit. Nu, eu cu asta sunt cam, adică nu aveți bârfa? Nu de bârfă, dar nu-mi plac, adică concret.